Salut pe zi, fete, bine v-am găsit la Găselele din Sirenele, episodul 9. Prima greșeală este că Ricky, când o invită pe Sirena la întâlnire, adică să se întâlnească cu ea, da, dezvorbesc și la final, după ce termină de vorbi, Sirena spune că păcat că, că drăguț, da, că păcat că n-am putut să-i chitez gândurile. Da, asta e prima gafă, greșeală. Cum poate să-i chitească gândurile dacă nu are un contact vizual cu el? Și de cam desenele cu Bugs Bunny, putem să băgăm mâna prin telefon și să-l luăm așa? Adică, dacă mă înțeleg ce vreau să spun. A doua gafă este că când este runa legată, vine Ambar și o întreabă ce faci tu acolo legată. Adică, cine vine și întreabă că este cineva, că ești legat? N-ar fi logic să vină direct. Doamne, chiar pățiți și chestia, adică... Like, what? A treia greșeală este că ea... Când o dezleagă frumos, zice... Bine, că încă n-o dezleagă. E un proces frumos acolo. Spune, stai să fac un vreo clip. Nu că fata asta e pe altă lume, nu. Salut, băieți și fete! Astăzi sunt la machiaj cu prietena mea frumos, Runa, e legată de un copac. Prea tare! Cam astea au fost găsirile, băieți și fete! La revedere!